Volume noi de carte îmbogățesc începând din această săptămână Biblioteca Județeană, grației unei donații venite din partea Fundației Artul Silvestri. Potrivit reprezentanților bibliotecii, o bună parte din donație se va duce spre bibliotecile din județ. Donația a fost făcută de Fundația Artul Silvestri și Asociația Română pentru Patrimoniu în scopul îmbogățirii fondului de carte al Bibliotecii Județene, al facilitării accesului cititorilor la noi și importante apariții editoriale în domeniul literaturii române contemporane și al susținerii activităților culturale organizate de instituție. Potrivit Floricăi Pop, managerul Bibliotecii Județene, astfel de donații din partea Fundației Artul Silvestri s-au făcut de mai multe ori cu volume din opera scritorului. Această donație se derulează în cadrul campaniei de donații cărți pentru bibliotecile publice, în memoria Artul Silvestri, cu prilejul comemorării a șase ani de la decesul celui care rămâne în istoria literaturii ca un important scriitor, critic literar, editor, dar și generos promotor al valorilor patrimoniului național.